Slăbisem 4. Și ai revenit la greutatea pe care o aveai, da, când te-ai urcat pe masa de operație? Cred că mai mult cu 1 kg și ceva. Mm-hmm. Și ce să zic, e... În orice caz... Dacă ar fi toți pacienții așa, ar avea comportamentul tău post-operator, cred că lumea asta ar fi un pic mai sănătoasă și medici un pic mai liniștiți. Eu cred, și nu cred, sunt convins că totul pornește de aici. De la dorință, de la voință, de la faptul că de fapt noi suntem niște ființe care ne putem auto-ajuta impecabil. Cu forța noastră interioară. Deci nu contează că ai 1,95 m, 2,10 m sau că ai 1,69 m ca mine, da? Dacă forța ta interioară este foarte puternică, că discutăm aici de forța spirituală, de conștiință și de multe alte lucruri, care după părerea mea țin de dumnezeire, iar pentru mine dumnezeire înseamnă lumină. Lumină, deci pentru că lumina e viață. Gata, am spus tot. Punct. Vorbim și cu Simona. Te rog frumos, iertați-ne. Gata, nu mai scot nimic. Domnule Constantinescu, n-a trebuit să stai cu gura pe el, nu... Nu, că eu am rugat-o să vorbească ea. Eu am spus un rezumativ, mai tot întrebat de operații. Ce să spun? Dar vorbește mai frumos decât mine sau își găsește cuvintele mult mai rapid, pentru că eu de obicei am emoții. Ia nu, să nu mai... Cum am spus, el este un pacient foarte cu minte. Foarte cu minte. Am fost speriată la început, pentru că nu vroia să mănânce și spuneam, trebuie să mănânci dacă vrei să prinzi putere și să-ți revii. Probabil nu putea, nu avea... așa, într-o nu, mâncarea, pasă mai... mâncarea de la cât am stat internat de spital este imposibil. Nu, nu, n-am putut să mănânc. Noroc cu doamnele de acolo care mai îmi făceau rost de un iaurțel sau de o... pe sub mână. Nu, știu, noi duceam de și brânză, noi, dar de până brânză ajungeam de asta de vacă, că fără multă grăsime și mai amestecam smântâna cu brânza de vacă ca să vă spunem. Nu-i plăcea mâncarea, că nu avea pic de sare. De aceea nu-i plăcea mâncarea, dar mâncarea era bună, pentru că eu am gustat din ea. Să văd cum iese, că el tot spunea, poate vreau, nici nu vreau, nu era vreau. Momentul să-mi facă plăcere să o mănânc, nu mai știu. Acum mâncarea din spital vreau să spun că am poate o orice foame, spital de pe lumea asta, n-are absolut niciun gust. Pe care trebuie să-mi iau un frânc. Da. Acum? Da. Vorbește da, Simona. Are o poftă. Da, și ea are poftă culme. Da. Îi spun mai oprește-te, oprește-te, că nu trebuie să... Nu, gata, ajungi. Bun, hai să ne jucăm de-a poftele după pauză, dacă mai aveți răbdare. De ce aveți poftă în 2018? Da, eu vreau să spun de ce am poftă. Perfect. De asta te-am chemat pe canapea. Te rog frumos. Iar Simona, dacă nu vrea, o să obligăm să ne spună. Ce pofte are? Ce pofte păi are? Să spună. Ne întoarcem după pauză la Răi Dabâi.